Oracolul de Mircea Cărtărescu Eram în clasa a patra când idr a început să miasă -mi neobișnui neobișnuit de mare. Deși era o injecție, nu prea ne era frică de ea, pentru că ne-o făcea un antebraț, cu un acușor ridicol de mic, ce ne vâra un strop de lichid sub piele. Ne înșiram în fața ușii cabinetului medical, cu mâneca suflecată și, când ajungeam înăuntru... Ne uitam mai întâi cum le face la cei din față. Ne băteam joc de fetele și mai ales de băieții fricoși. Și când ne venea rândul, întindeam mâna și ne uitam în partea cealaltă. Peste câteva zile, veneau să vadă rezultatul. Atunci începea chinul meu. Prima dată m-a luat prin surprindere. Nici nu mă mai gândisem la micul vaccin. Cel pe care ți-l făceau în picior era afurisit rău. A doua zi te durea groaznic și nici nu mai puteai să îndoi piciorul. Pe lângă el, idereul era un fleac. Asistenta medicală a intrat în clasă și ne-a luat la rând. Eu, deși cel mai mărunțel dintre băieți, stăteam în ultima bancă, lângă un repetent de două ori cât mine, că Ion, pe care echipurile trebuia să-l aduc pe calea cea bună. că ăsta era un tembel ce nu s-a văzut la o lecție de citire cu faimoasa bătrânică ce alunecă iarna pe o poșghiță de gheață și copiii o ajută să se ridice, puică citise. Și bătrânica alunecă pe o ploșniță. Era dezastru. El a văzut primul lidereul meu, la vreo două zile după ce ni-l făcuseră. Cu al lui mi l-am comparat și eu și m-a apucat frica. La el abia se cunoștea puțină roșață în jurul înțepăturii. La mine era Dita mai pata, cât o farfurioară, purpurie pe brațul meu subțire. Bă, tebecistule, mi-a zis puică, mai stau cu tine în bancă. Copiii s-au adunat în jurul meu și au început să scandeze. Ofti cosul, ofti cosul. Cuvântul ăsta cu care m-au zgândărit apoi câțiva ani la rând, m-a mirat la început, fiindcă, pentru mine, ofticos era ăla care se supără la jocurile de cărți sau la fotbal. Te oftici, bă, te oftici!" striga câte unul. Până să ajungă asistenta medicală la banca mea, copiii din clasă îmi trăgeau cu forța deasupra pupitrului brațul pe care voiam să-mi-l ascund. Mi-amintesc că tremuram din toate încheieturile. Toți colegii râdeau și se strâmbau la mine. Asistenta mi-a luat brațul, mi-a măsurat pata cu o riglă de plastic și a clătinat din cap. A vorbit puțin în șoaptă cu învățătoarea. După aceea ne-a dat pauză. După o vreme mi-au repetat IDR-ul numai mie, fără să știe colegii din clasă. Mi-a ieșit la fel. Când am văzut iarăși pata crescând, m-am rușinat foarte tare. Eram ofticos și mă păștea preventoriul, cum șoptise asistenta prea tare către tovarășa, iar copiii i-au ziseră și cu vocile desene animate cot codăceau după mine. Preventoriu, preventoriu! În clasa noastră era o fată petruța foarte brunețică și îmbrăcată mereu un șorțul de uniformă, cel mai decolorat din clasă. Era foarte veselă, sprintenă ca o vrabie și n-avea niciun iubit. Cu toate că în clasa noastră aproape toți aveau iubiți și iubite, unii chiar mai multe. Ajunseseră chiar să joace gajurile pe sărutate, suiți pe câte o bancă, și unii nu se pupau numai așa în aer sau pe obraz. Mie îmi plăcea Lili, dar eram atât de sfios că, dacă doar se uita Lili la mine, o și luam la fugă cât puteam. Iar de când cu idereul, nici atât curaj cât înainte nu mai aveam. Într-o zi, când m-am întors în clasă de la Veceu, am găsit mulți colegi adunați în jurul unei bănci. Petruța le făcea copiilor un oracol adică le citea niște întrebări dintr-un caiet. Dacă au vreun iubit, din ce clasă e, dacă e înalt sau scund, blond sau brunet, dacă învață bine, etc. Și pentru fiecare răspuns, trăgea câte o liniuță în caiet, apoi tăia liniuțele câte trei și ieșeau niște cifre. 323, 132, 231, etc. După ele îți spunea dacă cel la care te gândisești te iubește sau nu. Sau doar îl place. Și mai erau și alte răspunsuri posibile. Toată lumea râdea și se distra. Petruța tocmai terminase cu ultimul și mai era timp din recreație, așa că picasem tocmai la timp. Făi și lui tebecistul, au început să strige, că poate iubește și el vreo tebecistă de-a lui n-am putut să scap. M-au îmbrâncit peste fetele din bancă și așteptau acum ca Petruța să înceapă cu întrebările. Dar ea mai întâi n-a vrut, a închis repede caietul și a dat să-l bage în ghiozdan. Nu mai gata, vine tovarășa. Făi fato și lui că nu vine, strigă eu sub de lângă ea. Și smulse și caietul, așa că Petruța trebuie să-mi facă și mie oracolul. Nu știu de ce m-am gândit chiar la ea, săraca. Avea piele atât de măslinie și părul, nu știu cum, puțin unsuros. Și acasă nu stătea o clipă. Făcea treabă, gătea, îngrijea de doi frați mai mici. Știam de la mama care aflase la ședința cu părinții. Cu toate astea, își făcea mereu temele. Chiar desena bujor și fluturaș la colțurile paginii. Petruța a început să mă întrebe. Am dat toate răspunsurile gândindu-mă la ea. Dar uitându-mă în altă parte, ca să nu înțeleagă nimeni la cine mă gândeam. Și cum dădeam eu răspunsurile, deodată s-a întâmplat ceva. Am observat ceva la Petruța. Cred că doar faptul că nu mai era veselă. Nu știu ce am simțit, de fapt, dar era ca și cum ceilalți din jur nu mai contau, de parcă aș fi rămas singur cu ea în sala pustie, și de parcă ea se prinsese la cine mă gândisem. După ce am dat toate răspunsurile, ea a tras liniuțele și oracolul a ieșit. Te iubește, dar o ascunde. Toți au început să râdă. Ultima oră din ziua aceea, seara târziu, a fost ora de desen. Afară ningea de rupea. Se lăsase întunericul, fulgii păreau roz și dacă te uitai mult la ei, Ți se părea că toată clasa zboară în sus spre cer. Petruța stătea acum cu mine în bancă, pentru că la ora de desen puteam să ne așezăm cu cine voiam noi, așa că toți colegii și colegele se mutau cu iubitele și iubiții lor. Și petruța a venit deodată în banca mea. Am plecat în altă bancă, dar ea a venit iar lângă mine. Mi Era groaznic de frică să nu creadă colegii că o iubesc. Până la urmă am lăsat-o ne pictam pe foi de bloc mic de desen, peisajele de iarnă cu case acoperite de zăpadă și oameni tot de zăpadă. Pictam tocmai hornul încărcat de nea casei și fumul care ieșea din el când, iarăși, s-a făcut un fel de liniște în jurul nostru. M-am uitat speriat la Petruța, dar ea nu pictase absolut nimic. Foaia ei era albă ca zăpada. Cum de nu văzusem până atunci? Privea doar în jos era de parcă ochii ei ar fi fost numai gene. Și când mă așteptam mai puțin, și-a lăsat încet degetele pătate de cerneală ale mâinii sângi peste mâna mea. Am simțit că îmi bate deodată inima foarte tare, pentru că palma ei mi se ridica pe braț, împingându-mi încetişor mâneca hainei și a cămășii de uniformă. Încet, încet, dezvăluită de degetele ei, groaznica mea pată roșie se ivea în văzul tuturor. Creștea și se lățea, pe măsură ce i-am dezvelea brațul tot mai sus, către cot. Și nu știu cum, nu puteam să mă mișc, să mi-l trag înapoi. Acum, pe mâna mea moale întinsă pe pupitul jegos, pata cea roșie se vedea cu totul, rotundă și fierbinte. Copiii ceilalți erau acum un fel de mâzgălitură colorată, iar fulgii de zăpadă se opriseră din căderea lor la ferestre și pâlpâiau nemișcați. Și Petruța, în liniștea clasei, și-a așezat ușor palma pe marea pată, mai ușor decât ar fi fost atingerea unui fulg, și atunci pata mea a pălit cu încetul. Contururile i s-au șters și culoarea a dispărut în câteva minute. Doar înțepătura, ca un punctuleț negru, mi-a mai rămas. Petruța s-a uitat din nou la mine, așa serios, și gata să plângă de parcă ar fi luat o notă proastă, după care a fugit în altă bancă, iar eu am rămas năuc, frecând un brațul dezgolit. A doua zi asistenta a fost foarte mirată. M-au dus la spital și nu au mai găsit nici urmă de microbi în sângele meu. Și părinții mei au trebuit să umble foarte mult, fiindcă îmi făcuseră deja formele să mă trimit în preventoriu. Acum trebuiau să mă înscrie din nou la școală. O complicație întreagă. Dar măcar se bucurau și ei că nu mai au un copil tebecist, fiindcă asta ar fi însemnat încă și mai multă bătaie de cap. De atunci de reul nu mi-a mai ieșit niciodată mare, dar colegii mei mi-au zis totuși până într-a șaptea tot tebecistul, Petruța a mai stat la noi în clasă până la sfârșitul trimestrului. Apoi, părinții ei s-au mutat în alt cartier. Azi e vânzătoare la raionul de ceasuri al magazinului Cocor. Trec uneori pe acolo, nu prea des. O întreb câte ceva? Îmi răspunde profesional, aruncându-mi câte o scurtă privire. După 30 de ani, e normal să nu mă mai recunoască.